Salut! Astăzi vorbim despre bărbați. În România sunt 1 milion de cazuri de diabet insulinodependente, iar eu urmează să iau parte la o operație de protezare peniană. Ce legătură are una cu alta? O să mă întrebați. O să vă explic. Intru la spitalul Medas. Are legătură și cu cancerul de prostată. Intru în operație. Cunosc femei pentru care puțin ruj și gata, încrederea în sine s-a rezolvat. Însă când vorbim de pierderea funcției sexuale la un bărbat de 30 și ceva de ani, lucrurile nu mai stau chiar atât de simplu. Cu cel mai tânăr pacient al meu are 34 de ani, datorită unui diabet insulinodependent, deci de tip 1, a ajuns în situația de a nu putea avea contacte sexuale, de a nu-și putea întemeia o familie. În momentul în care i-am implantat o proteză peniană, după un an și ceva, a venit la mine cu pozele soției și copilului. Sunt aproximativ 8 operații făcute anul acesta și gândiți-vă că vorbim despre pacienți care suferă de diabet sau au alte accidente, ori cancer de prostată operat. Există însă implanturi mai sofisticate cu 3 piese în care alături de acești cilindri apare o pompă și un rezervor. Din discuțiile cu unii am rămas surprins ce înțeleg prin aceste implanturi, este că totul este pe dedesubt. Pe sub tegument nu se vede nimic, deci totul este practic, doar pacientul știe că are un implant penian. Bine, luați așa, e un fel de gadget la purtător, un instrument care ajută bărbatul care are probleme, disfuncția erectilă, cu ajutorul unei pompițe. După 2 zile pacientul pleacă acasă, după 6 săptămâni ne întâlnim, activăm implantul, învăț cum să folosească și după 6 săptămâni pot să îl folosească, adică să aibă contacte sexuale normale. Da, știu, unii o să faceți glume, însă nu este absolut nimic de râs. Din nefericire, în România este o practică pe care o cunoaștem cu toții. Medicii, atunci când au în fața lor un pacient care are un diagnostic ce nu mai este de competența lor, nu obișnuiesc să recomande confrați care pot repara problema de care suferă un pacient. Vă spun eu acum, există soluții, n-au fost inventate în România, iar în Europa au făcut istorie operații precum cea din amântru. Pentru cancerul de prostată, deci la ora actuală, această operație se face frecvent pentru cei care au cancer de prostată în faza incipientă. Deci cu toată tehnica care a evoluat, această impotență după prostatectomia radicală este o realitate. Deci la ora actuală putem spune că este aproape la paritate cu impotența dată de înaintarea în vârstă. O altă cauză destul de frecventă este diabetul. E o operație care se face izolat în România, doar în capitală. Eu sunt singurul deocamdată care pun aceste implanturi în momentul de față. Am început activitatea în urmă cu 6 ani. Deocamdată n-au mai apărut și alți colegi care să pună și atunci evident că area de acoperire este redusă. Gata, s-a terminat. O operație care nu a durat foarte mult, însă gândiți-vă că pentru cineva care are 34 de ani și care a suferit această intervenție, practic i-a dat o nouă șansă la viață. Nu e ieftină o asemenea intervenție. În cazul femeilor, Casa de Asigurări de Sănătate decontează operațiile de proteză mamară. Oare n-ar trebui să facem la fel și cu oamenii tineri, bărbații care suferă de aceste probleme?